Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase în bucătărie la camelia. Așa. Și o să cântărim toate ingredientele împreună. Vom face biscuiți ghiocei de post. Zilele trecute am pus rețeta care nu este de post, cu ouă, și astăzi o vom face de post, vom face ghiocii și vom tăia împreună, îi coacem și dacă avem timp cât se coc, să facem și crackers cu ceapă verde. Așa, și vom începe astăzi un lichior digestiv cu frunze de anghinare. Vedeți? Eu le-am spălat, le-am curățat, o să le punem într-un vas. Și o să ne vedem săptămâna viitoare să facem siropul și în fiecare zi o să amestecăm. Deci o să facem între timp ce se curcă biscuiții la cuptor. Și să începem. Și am să încep cu o lingură, două de zahăr. Deci avem nevoie de zahăr pudră. Eu nu am astăzi în casă. O să-l facem împreună și vom pune zahăr, o lingură, două. Și o să-l măcinăm cu o linguriță de amidon. Așa. Și am să pun așa o lingură, două de zahăr aici și să ne facem zahărul nostru pudră. Și am să pun și o linguriță de amidon. Deci am să fac mai întâi zahărul pudră. Așa. Deci am pus cam 3 linguri de zahăr și o lingură rasă de amidon. Și o să amestecăm. Și să-mi prepar zahărul meu pudră, o să-mi trebuiască la sfârșit. Dar și pentru compoziție. Dar eu astăzi vreau să pun zahăr brun în compoziție și o să-l facem tot la fel pudră. Dar puteți pune și zahăr normal. A, așa. Să-mi aduc și o priză ca să putem face. Bună ziua, Lavinia! Numai bunătăți, numai bunătăți! Astăzi facem de post biscuiții ghiocei. Eu mi-am pregătit și câteva forme. Aceasta este forma cu care am făcut eu. Este un fel de rândunică. Dar o să încercăm. Mi-am adus și o formă de om de zăpadă, să dăm forma la ghiocei. Mai am aici un puișor. Deci, o să vedem cum reușim. Ia uitați. Și un iepuraș. Ia uitați. Cu partea de jos de la iepuraș am o formă. Și să vedem. Astăzi o să ne jucăm puțin. Și o să mai avem de un dui, ca să facem partea unde se agață ghiocelul, cea verde. Ingredientele nu sunt multe. Și aici am apă de năut. Deci am năut fiert. Îl puteți folosi această apă și cea în cutii, gata, cumpărate, conservate. Și să vă uitați pe etichetă la ingrediente, așa, și dacă credeți că se poate folosi, folosiți și acea în cutii. Dacă nu, fierbeți năutul de seara și apa o puneți și o lăsați și o folosiți a doua zi. Și o să avem nevoie de zahăr pudră, de ulei, un praf de sare, apoi vom folosi un pic de ghimbir. Eu am să pun și curcuma, oricum îi dăm cu zahăr pudră deasupra, și scorțișoară. Ulei, un praf de sare și praf de copt o să punem. Așa. Ia să-mi aduc eu și praful de copt. Vedeți? Așa. Pentru prăjituri. Să-mi aduc să facem mai întâi zahărul pudră pentru dat deasupra. Am venit, eu sunt aici alături. Așa. Aici am un roboțel mic. O să ne trebuiască să mixăm apa de năut și să facem
să facem zahărul pudră. Ia uitați. Așa. Am să fac puțină gălăgie. Deci am 3 linguri de zahăr rase. De zahăr cos cu o lingură rasă de amidon. Să-mi fac zahărul pudră. Ia să văd dacă am închis bine. Așa. Fac puțină gălăgie. Așa. Acesta este zahărul pudră de dat pe deasupra. Așa. Ia uitați-l. Și o să-l punem într-un vas. Aici. Am să-l pun așa într-un vas. Și acum, pentru rețeta noastră, voi pune zahăr brun. Ia să-ți fac. Puteți face și cu zahăr normal. Și avem nevoie de zahăr pudră. Și tot la fel, am să pun, fac jumătate de porție, 50 de zahăr brun. Așa. Și am să pun, vedeți cât am? Așa, și o lingură de amidon. Să facem zahărul pudră brun. Încet, încet. Mărțișoarele anul acesta le dăm, le dăruim să le și putem mânca. Eu mi-am pregătit și punguțe unde o să le punem. Așa. Să măcinăm zahărul brun. Așa. Și dau deoparte. Și acum începem să cântărim ingredientele. Și voi lua din năutul nostru fiert, din zeamă, și voi cântări 40 de apă de năut. Și punem aici pe cântar. Deci cântărim totul în grame, să ne vină mai ușor. Deci 40 de apă de năut. Deci este zeama de la năut fiert. Așa. Deci 40, am pus mai mult. Așa, 40 de năut. Cu acest năut puteți face și salată și pârjoluțe. O să facem într-o zi, să vedeți cât sunt de bune. Am să dau ușor deoparte. Și peste apa noastră de năut, o să adăugăm 50 de zahăr pudră. Și am să iau de aici și am să cântăresc 50. Așa. Încă puțin. Și avem 50 de zahăr, de zahăr pudră, 40 de apă de năut. Și acum, cu mixerul, o să amestecăm și o să facem un albuș fals. O să ne trebuiască pentru aluatul nostru.
paletele. Și tot așa mai facem puțină gălăgie. Și amestecăm încet, încet aici. Batem apa noastră de năut cu zahărul pudră până obținem o bezea. Deci cum este bezeaua din albuș făcut? Doar că este din apă de năut fiert. O bezea falsă. Aveți răbdare că durează puțin, puțin până se formează. Și o puteți folosi și în, deci exact cum folosiți bezeaua, cum folosiți albușul. Deci în rețetele de post, la fel. Deci cum folosiți albușul, folosiți și această bezea. La mine are culoarea mai închisă, că am folosit zahăr burun. Și, dar folosiți și zahăr alb, zahăr pudră. Eu îl pun că îi dă un gust foarte bun la biscuiți. Mai fac puțină gălăgie. Și să aveți răbdare, răbdare, răbdare și îl faceți și o să iasă exact ca albușul bătut, ca bezeaua. Așa mai amestec puțin și după aceea o să adăugăm restul ingredientelor.
Am bătut. Care? Am bătut, ați văzut, apa de năut cu zahărul meu pudră brun. O să-l faceți cu zahăr pudră alb. O să iasă albă această bezea. Și acum vom pune 40 de ulei, un praf de sare. O să adăugăm un praf de sare. Așa. Și am să mai bat puțin. Acum vom adăuga 40 de ulei, am să pun așa pe cântar. Așa vom amesteca după aceea cu palețică. Punem 40 de ulei, tot așa cântărim. 30. 40 de ulei și amestecăm. Vedeți? Ia uitați cum arată. Și amestecăm așa bine. Ia uitați. Arată exact ca albușul nostru bătut, ca o bezea. Ia uitați-l. Cu cât îl bateți mai mult, cu atât rămâne, se face mai tare. Eu am să-l las așa. Și acum vom adăuga puțină scorțișoară. Așa, cam o linguriță. O să punem. Puneți mai întâi câte puțin, câte puțin și gustați. Și dacă vedeți că gustul este bun, așa, puțin ghimbir, tot așa, cam câte o linguriță. Și am să pun și curcuma. Am să pun puțin. Chiar dacă o să iasă galbene, noi o să le dăm aceste floricele de ghiocel cu zahăr pudră. Și le facem albe. Și am să pun și puțină curcuma. Am să le dau deoparte. Și gustăm. Dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Așa, și am să pun... Puteți pune și coajă de portocală sau de lămâie. Eu am să pun din pasta mea de mandarine. Eu o țin la congelator, mai am puțină. Așa, și țin așa în punguță. Ia uitați, și pun o linguriță. Deci mandarine cu zahăr. Făcute pe foc, ca o dulceață. Așa. Vedeți? Am pus scorțișoară, ghimbir, curcuma și pasta de mandarină, praful de sare, ulei, apă de năut, zahăr pudră brun și mai avem de adăugat praf de copt, 4 grame și făină cât este necesar. Și apoi le dăm formă. Așa. Și amestecăm așa bine aici. Și acum am să pun puțină. Gustăm. Deci după ce amestecăm bine, 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 gustăm să vedem dacă este... Este bun, este bun. Dacă aș fi ce aromat este. Trebuie să-mi scot și paletele de aici. Să-mi pregătesc terenul. Așa. Și am să pun puțină făină și apoi cântărim 4 grame de praf de copt, ca să-l putem cântări precis. Și punem o lingură de făină, două.
Deci am 55 și acum pun 4 grame până la 59. Deci ca să-l pot cântări praful de copt. Și rup de aici și pun 4 grame. Așa. Atât. Și mai adaug puțină făină și apoi amestec. Deci făină cât este necesar să o obținem un aluat ca să-l putem lucra. Dacă aveți timp, îl lăsați și măcar o jumătate de oră să se odihnească. Și amestecăm așa bine. Am să dau deoparte și aici. Vedeți cum este pufoasă. Așa. Mai pun puțină făină. Deci o folosesc făină 00 aici, în Italia. Așa. Și acum voi pune aici pe masa mea de lucru puțină făină și punem aluatul. Luăm tot de pe vas. Și acum formăm aluatul nostru. Îl frământăm ca să incorporăm făina care este necesară. Așa, am să mai adaug că este foarte moale. O lingură, două linguri. Bună ziua, Floriana! Bună ziua, bine ai venit și bine ați venit tuturor! Așa. Și acum frământăm, vedeți că este destul de moale și adăugăm făină până facem un aluat să-l putem întinde. Așa. Și apoi ne dăm formă la ghiocei. O să avem nevoie și de puțin colorant dacă dorim să facem codița verde. Așa, iar dacă este aproape gata. Așa, cred că este de ajuns această făină. Vedeți cum a venit? Cum a ieșit? A, așa. Și am să-l dau deoparte puțin și o să facem aluatul pentru crackers cu ceapă verde ca să se odihnească 5 minute cât facem aluatul. Și după aceea facem ghiocei și mâine dăruim ghiocei dulci la cei dragi. Și un ruletul îl puteți face în casă voi cu lăniță sau cu fir. Și am să vă arăt, eu am găsit ceva, un fir roșu și așa pe sârmuliță, să vedeți. Așa. Ia, uitați. Și
Și acum o să facem aluatul pentru crackers și pe acesta îl lăsăm să se odihnească. Așa am să-l pun, nu uite cum a ieșit. Vedeți? Așa, și am să-l pun în folie. Să văd unde este. Lăsăm să se odinească cât timp facem aluatul pentru crackers cu ceapă verde. Tot de post facem și crackers sau biscuiți sărați cu ceapă verde. Așa. Ghiocei. Vedeți? Și o să întindem o foaie. Eu mi-am pregătit aici mai multe forme, să vedem cum reușim să dăm acea formă de ghiocel. Eu le-am făcut în video, vedeți, cu această formă, parcă este o rândunică, dar eu mi-am mai găsit și un iepuraș și o să facem cu partea de jos, să încercăm să dăm acea formă de ghiocel, sau cu puișor și o să încercăm cu acest om de zăpadă. Ia uitați, îi facem puțin mai mari, o să vedem imediat. Așa să mai avem nevoie de partea de sus, unde vine codița prinsă, cu acest dui. Și o să dăm forma. Îi punem în tavă, apoi colorăm, o să pudrăm cu zahăr pudră. Acesta este zahăr pudră făcut în casă, zahăr tos cu puțin amidon și măcinat. Așa, dau deoparte și întindem. O să dau mai întâi aceste forme deoparte, să-mi fac loc. Și acesta este aluatul. Și o să punem puțină făină și o să întindem. Așa. Deci este făcut cu apă de la năut. Deci fierbeți năutul seara și folosiți apa a doua zi sau din acele cutii conserve. Gata, fiert năutul și acela este bun. Eu am făcut și așa și așa. Și cu zahăr pudră făcut în casă sau zahăr pudră. Așa, sau eu astăzi am folosit zahăr brun, că dă un gust foarte, foarte bun. Și o să pudrăm doar deasupra cu zahărul alb, pudră. Și am pus ulei. Am pus ghimbir, deci toate în praf, o linguriță de ghimbir, o linguriță de curcuma, de aceasta este și de la zahărul brun, este mai bronzat, așa aluatul. Și puțină scorțișoară, pastă de mandarine și dacă nu aveți, puneți coaja de lămâie, coaja de portocal, un praf de sare, praf de copt și făină cât este necesar să ținem acest aluat. Așa. Ia să vedem, mai întindem puțin. Să mai pun puțină făină pe dedesubt, să nu se lipească. Așa. Și mai întindem puțin, ei or să crească puțin la cuptor, ca o praf de copt. Așa. Și acum să începem să dăm formă. Eu am să vă arăt cum am în video făcut, vedeți? Această formă de rândunică, eu am tăiat așa. Și o să încercăm și cu omul de zăpadă, vedeți? Seamănă cu o rândunică. Așa. Și eu am tăiat aripioarele. Este un pic mai complicat, dar i-am tăiat aceste aripioare, ia să vă arăt. Vedeți? Eu am tăiat aceste aripioare de aici. Dar puteți face și din hârtie o formă și tăiați. Și cu acest dui am tăiat aici sus. Ia uitați, vedeți? Am tăiat ce scot.
Și apoi ia să-mi aduc o formă, să-i dăm acea formă la petale. Dar să încercăm și cu iepurașul nostru. Vedeți, am o formă de iepuraș, ia să vedem cum iese. Și am să tai doar partea de fără urechiușe. Așa. Aici am această formă, acest dui. O să strâng așa urechiușele și o să facem aici. Ia că l-am tăiat de tot asta. Așa. Ia să-mi aduc instrumentele. Instrumentele. Să vedem dacă l-am aici. Nu l-am acel aici, ba da. Deci ca să tai. Și tăiem așa. Imediat am să las camera să vedeți. Sau cu omul de zăpadă, cum am mai spus. Ia să facem cu omul de zăpadă. Așa. Știți ce am să fac? Am să tai mai întâi și după aceea le dăm formele. Asta am să mai îndrept așa puțin. Așa. Mai întâi tăiem și după aceea facem ghiocei ca să se vadă mai bine aici pe foaie. O să facem și iepurașii. Eu folosesc această formă pentru că are aceste parte de jos de la ghiocel și dăm așa, să mai facem încă una. Scoatem surplusul și imediat le dăm formă. Deci mi-am adus mai multe forme ca să vedeți că se poate și cu altele. Sau faceți din hârtiuță și tăiați cu cuțitașul. Așa. O să facem iepuraș de Paști. Scoatem surplusul, acesta nu mi-a ieșit și am să-l pun așa deoparte. Și acum să punem, să dăm forma la ghiocei. Îi punem în tavă. Să scoatem surplusul. Și când adăugați ca acele condimente de ghimbir, de curcuma, scorțișoară, coajă de portocală, pasă de mandarine, coajă de lămâie, gustați, adăugați treptat și gustați aluatul. Să fie bun la gust. Bună ziua, Viviana! Îți mulțumesc și te pup și eu. Așa. Și acum, să începem să ne jucăm. Aici avem. Deci aceasta este după rețeta și cum ați văzut în video, cine s-a uitat la video. Deci tăiem ori cu ceva rotund, să tăiem aceste aripioare sau cu burtică la această păsărică. Vedeți? Ia să dau eu deoparte și să... Așa. Ca să se vadă bine. Așa.
se vede. Eu nu văd aici. Așa. Și tăiem aceste aripioare. Deci, uite, așa o să tăiem. Sau puteți tăia pur și simplu cu... Dar eu le tai ca să iasă mai bine. Și tăiem așa burtica. Cu burtica la puișor. Și dăm jos. Și cu acest dui, eu îl pun aici. Așa. Și tai. Așa. Și acum îmi dau forma aici la partea de sus de la ghiocel. Vedeți că este curvată, așa. Și... Ia uitați. Este curbată. Ia uitați ghiocelul. Vedeți? Aceasta este după rândunica noastră. Acum să încercăm să vedem. Avem iepurașul nostru cu partea de jos. Am să unesc aici puțin sus. Și am să tai așa. Și să vedem și cu iepurașul, dacă reușim. Așa. Și o să facem așa ghiocei puțin mai grăsunei. Așa. Aici putem tăia așa cresta așa puțin. Am să caut să văd dacă găsesc. Ia uitați. Așa. Se vede, nu? Și să vedem și cu omul de zăpadă. Aici. Aici avem deja partea de sus și să facem partea de jos. Cu omul de zăpadă cred că iese mai bine. Așa. Și aici vom face așa. Așa, și voi tăia cu acest... Ia să vedem. Așa. Cum v-am mai spus, în bucătărie trebuie răbdare. Ia uitați. Și acum o să facem pe fiecare, vedeți? Și mai mari și mai mici. Puteți pune și puțin galben să iasă mai deschis la culoare. Și acum, după ce am dat cu verde, deci am deschis și cuptorul, o să dăm cu puțin zahăr pudră peste. Și dăm la cuptor, circa 10 minute. Așa. Așa, ia să punem puțin zahăr pudră aici, peste. Și pudrăm așa puțin. Și dăm la... E cam mare. Ia, oh. Așa.
Vedeți? Și îi dăm la ghiocei. Ia uitați-i. Îi dăm la cuptor. 10 minute. Pe ce să iardă, să-i punem aici peste. Ce știam, ținut puțin mai mult, s-au bronzat puțin. Așa, mărțișoare dulci. Să știți că sunt delicioși, sunt aromați, aromați. Au și scorțișoară, și ghimbir, și mandarine, pasta de mandarine, și curcuma, ghimbir. Și eu am aici, și nu ruleți, îl puteți face și în casă. Așa, și am punguțe, să vă arăt cum pun eu fiecare biscuit în punguță. Așa, avem și de legat, vedeți? Și punem așa. Și o să punem 2 câte 2. Ca să se vadă frumos și pe o parte și pe cealaltă, vedeți? Și punem așa 2 biscuiți. Și avem mărțișorul nostru. Ia uitați. Și strângem. Aici am o chestie de legat. Și punem așa un mărțișor, ia uitați, sau un șnuruleț, eu am așa șnurulețe. Vedem unde le-am pus, aici. Ia uitați, unul alb, au un fir metalic în interior. De obicei le fac din lăniță. Vedeți? Și răsucim. Răsucim. Putem face așa, să avem la capete. O să dau deoparte. Ia să punem asta așa aici. Cât se coc la cuptor. Am să pun cel mai... Și aici o să facem așa un cerculeț. Să-i facem partea albă aici și să răsucim. Ne facem șnurulețul nostru. Așa. Și aici am lăsat mai lung să facem cel roșu, în fiorul. Unul roșu și unul alb. Și acum legăm. Ia uitați. Unul așa și unul așa. Mărțișoare dulce. Vă pup. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. O zi frumoasă și ne vedem mâine dimineață. Mâine să ne oferim așa câte un mărțișor virtual. Vă pup!